Prețul motorinei a crescut în weekend din nou pentru a treia oară în ultimele zile la benzinăriile din România. Iar specialiștii vorbesc despre o criză a motorinei la nivel mondial și avertizează că prețurile vor crește în continuare. Marina Filimon ne spune mai multe. Bună dimineața, Marina, ce informație? Bună dimineața, Dan, și bun găsit tuturor! Piața românească a carburanților este încă una în care consumul de motorină este majoritar. Mai exact, două treimi din acesta este pe piață în continuare, într-o continuă creștere. Concret, sâmbătă, 23 septembrie, prețul motorinei era de 7,71 de bani, pe când cel al benzinei era de 7,34 de bani pe litru. Practic, față de zilele precedente, prețul motorinei crescuse deja cu 70 de bani, pe când cel al benzinei a rămas constant. Iar dacă e să ne luăm după ultimele date statistice de la final de lună iunie, prețul motorinei este crescut cu un leu față de celelalte luni precedente, iar tendința este în continuare în continuă creștere. Iar potrivit unui specialist expert în importul și exportul de petrol, motorina este acel carburant ce este transportată cu camioane de mare tonaj, iar atunci când prețurile cresc este datorată faptului că de la fabrică până pe piață consumatorii și firmele sunt datori să plătească transportul.